Mai mult ca chiar ieri, societatea civilă a avut o întâlnire și cu domnul Pirca Tapiola, unde dumnealui a spus că este foarte mult descurajat de faptul cum se combate corupția în Republica Moldova și a spus că până nu restituiți banii, până nu găsiți, nu soluționați această problemă, bani mai departe nu veți vedea. Și el a spus, if I say it, I mean it. Adică dacă spun, într-adevăr va fi așa.